Suplimentele cu vitamina D ar putea ajuta milioane de persoane, ținându-le la distanță de răcelile comune sau de gripă în fiecare an, spun cercetătorii. Vitamina D, așa cum probabil știți, este vitală pentru menținerea oaselor sănătoase, însă ea are și un rol important în ceea ce privește sistemul imunitar. Experții spun că sistemul imunitar folosește vitamina D pentru a produce anumite arme antimicrobiene, care fac adevărate daune în bacterii și virusuri. Însă, pentru că vitamina D este produsă în piele cât timp aceasta este expusă la soare, mulți oameni au o deficiență la acest capitol în lunile de iarnă. Studiile clinice în ceea ce privește folosirea suplimentelor cu vitamina D pentru a preveni infecțiile au oferit până acum rezultate mixte, așa că cercetătorii au adunat informațiile de la 11.321 de oameni din 25 de studii separate, pentru a încerca să obțină un răspuns clar în această privință. Echipa de oameni de știință de la Queen Mary University of London a analizat infecțiile tractului respirator, care acoperă o gamă largă de afecțiuni și boli, începând de la gripă și până la pneumonie. La modul general, studiul a concluzionat că o persoană ar fi scutită de o infecție pentru fiecare 33 de suplimente cu vitamina D luate. Există beneficii și mai mari pentru persoanele care iau mai degrabă suplimente cu vitamina D zilnic sau săptămânal decât acei oameni care iau doze mari lunare. Iar aceste beneficii s-au putut observa și în cazul oamenilor care sufereau inițial de deficit de vitamina D. Studiile anterioare au raportat asocieri independente între concentrațiile serice scăzute de vitamina D și probabilitatea unei infecții acute a tractului respirator. Unul dintre cercetătorii implicați în acest studiu a subliniat că la o populație mare a țării, suplimentele zilnice sau săptămânale cu vitamina D vor însemna că mai puține milioane de oameni vor face cel puțin o infecție respiratorie acută pe an și nu mai multe astfel de infecții. De asemenea, și persoanele care nu se bucură suficient de razele soarelui din cauza că au un tip mai sensibil de piele sau din cauza hainelor sau pentru că petrec mult timp în interior, ar trebui să ia vitamina D tot anul, spun specialiștii. Cei mai mulți oameni obțin necesarul de vitamina D prin intermediul unei diete sănătoase și prin expunerea la soare. Chiar și așa, un medic poate recomanda suplimentele cu vitamina D în cazul anumitor grupuri de persoane, mai ales în lunile de iarnă și mai ales dacă se dovedește că au un deficit de vitamina D. În cazul în care vrei să iei suplimente cu vitamina D, întreabă medicul sau farmacistul pentru a fi sigur că nu există niciun fel de problemă sau vreo interacțiune cu medicamentele pe care deja le iei. Relatează doc.ro.